dimineața deschidem ședința secției de judecători de astăzi, 24 septembrie 2020. Vă supun spre aprobare proiectul ordinii de zi. În cuprinsul căruia vă rog să acceptați să introducem prin suplimentare încă un punct referitor la organizarea concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor. De acord. Am eu o solicitare generată de preluarea în presă a unei postări din partea doamnei judecător Andreea Pirș, membru Consiliu, ca și noi, în care doamna judecător a făcut anumite afirmații care, în opinia mea, se îndepărtează simțitor de la obligația de rezervă, de prudență, pe care trebuie să o avem în calitatea noastră. Cred că afirmațiile doamnei judecător, prin care își spune părerea pe chestiuni ce fac obiectul unui litigiu între Consiliul Superior al Magistraturii și o asociație sau două, nu mai știu, profesionale, trebuie să fie analizată din perspectiva potențialului pe care aceste opinii exprimate de doamna judecător le-ar avea sau s-ar putea circumscrie în presiuni pe care le exercităm în felul acesta asupra judecătorilor investiți cu soluționarea unor cauze. Totodată, afirmațiile doamnei judecător pun problema impactului pe care anumite distorsiuni, le spun eu, adică amestecarea unor jumătăți de adevăr cu percepția doamnei judecător, opinia doamnei judecător, le are asupra imaginii Consiliului și imaginii membrilor Consiliului. Și nu în ultimul rând, pentru că s-a referit în public la opinia avocatului general, în condițiile în care noi nu avem încă hotărâre a curții, eu cred că în Consiliu ar trebui să discutăm posibilitatea de a solicita, dacă desigur procedura o permite, de a solicita redeschiderea fazei orale și voi exprima argumentele odată cu dezbaterea acestei cereri. Bun. Cu privire la aceste două chestiuni pentru care s-a solicitat suplimentarea ordinii de zi, dacă sunteți de acord? Da. Da? Votăm deschis? Da, bun. În aceste condiții începem ordinea de zi. Vă rog, domnule secretar general. Punctul 1 pe ordinea de zi, numirea judecătorilor care au promovat examenul de capacitate. Punctul 2, numire în funcție de conducere. Punctul 3, delegări în funcție de conducere. Punctul 4, prelungiri delegări în funcție de conducere. Punctul 5, două eliberări din funcții de conducere prin demisie. Punctul 6, o cerere formulată de un domn judecător de eliberare în funcție prin pensionare, întemeiată pe 82 din 6 din legea 303. Punctul 7, eliberări din funcție prin pensionare. Punctul 8, o cerere de eliberare din funcție prin demisie, primată de doamnă judecător de la sectorul 1. Punctul 9, detașare. Punctul 10, contestație. La nouă vezi câteva cuvinte, doamna președinte. Este vorba de o solicitare de detașare a unui doamnă judecător de la judecătoria Răcar la tribunalul Ilfov. Aș vrea să-mi vedeți faptul că doamna judecător este deja delegată la tribunalul Ilfov din 1 aprilie. Acum înțeleg că se solicită schimbarea modalității juridice prin care doamna ar putea să funcționeze la tribunalul Ilfov. Aș vrea să-mi vederez împrejurarea că situația vorbirii de activitate de la tribunalul Ilfov este în continuare dramatică, fără să dau acestui termen, nu știu, o semnificație mai mare decât chiar e situația de acolo. Și pe primul semestru al acestui an, tribunalul Ilfov se găsește mult peste media națională în ce privește încărcătura de dosare pe judecător, la care aș adăuga și cele 8 posturi vacante aflate în prezent neocupate pe schema tribunalului Ilfov. Aș vrea să vă mai spun faptul că probabil ați citit
avizul Tribunalului Ilfov, sunt în prezent 5 judecători delegați la Tribunalul Ilfov de la alte instanțe. Asta înseamnă ocupări temporare, nestabile și care afectează în mod vădit activitatea instanței, pentru că nu există o certitudine cu privire la toate aceste delegări, dacă ele vor mai putea subzista și pe viitor sau nu, știind și că sunt condiționate de acordul judecătorilor respectivi. Pe de altă parte, nici situația de la judecătoria Răcari, suntem, ca să fim obiectivi, nu este una foarte ușoară, este la media națională ca și încărcătură, însă aș vrea să remarcăm faptul că cei 5 judecători care se află în prezent și care ar rămâne în schema judecătoriei Răcari sunt, au realizat volumul de activitate redat și în avizele pe care le avem la mapă cu acești exact 5 judecători, pentru că așa cum vă spuneam și doamna judecător se află deja plecată de la judecătoria Răcari la Ilfov și mai este un judecător plecat de la judecătoria Răcari la Tribunalul Giurgiu. Aș vrea să vă rog, fără să fac alte comentarii, să îndepărtați argumentele aduse de președintele Tribunalului Dâmbovița în avizul pe care îl avem la mapă. Am discutat înainte informal și nu o să fac comentarii mai multe, am citit cu toții avizul. Vă rog să înlăturați toate cele 3 observații și să acceptați solicitarea formulată de Tribunalul Ilfov de detașare a domnului judecător Aduca Elena Simion pe o perioadă pe care o să o apreciem împreună. Cred că nimeni nu poate să pună la îndoială situația delicată în care se află cele 2 tribunale, pentru că în aviz, domnul președinte de la Tribunalul Dâmbovița cere și încetarea detașării pe care noi am discus-o la Tribunalul Giurgiu. Vă rog să aveți să avem în vedere și știm cu toții situația celor 2 tribunale, Giurgiu și Ilfov, pentru care nu există niciun dubiu că sunt tribunalele aflate, cred că pot să spun fără să greșesc, în cea mai mare dificultate în prezent. Deci vă rog să acceptați solicitarea Tribunalului Ilfov. Mulțumim. Dar și eu susțin doamna președintă într-o formă argumentele doamnei judecători, la fel ca și de să mă opresc să comentez cele afirmate în cererea de aviz. Să sperăm că nu se vor mai repeta niciodată, pentru că nu fac cinste. Niciunui argument nu. Și vă rugăm să aveți în vedere situația celor 2 instanțe. Deopotrivă să le cântăriți. Era bine dacă aveam dezvăzută pe larg și situația, în vedere că în aviz se găsesc 2 capete de cerere și numai una a fost argumentată, dar noi cunoaștem situația și putem să analizăm pe loc. Știm foarte bine exact ce este și la Tribunalul Giurgiu. Mulțumim. Punctul 10. Contestații împotriva hotărârii Comisiei de Organizare a Concursului de Promovare pe loc al judecătorului în funcție de execuție. Punctul 11. Plângeri prealabile. Cu precizarea că de la punctul 3, doamna judecătoră Andreea Chișa a formulat cerere de abținere. Da, și a precizat că dorește să aibă o intervenție pentru susținerea. Da. Mulțumesc, doamna președintă. Pentru că mi-ați acordat cuvântul, am observat că plângerea mea prealabilă împotriva hotărârii secției de judecători din ianuarie acestui an, prin care ați apărat reputația doamnei judecător de Bora față de pretinse afirmații ale mele, am format doar o plângere prealabilă. V-am solicitat dumneavoastră, doamna președintă, să-mi comunicați hotărârea. Ea a fost dată în 16 ianuarie. Când mi-ați comunicat, am observat că a fost motivată în 22 aprilie și postată pe stai. Eu am formulat această plângere prealabilă, discutată săptămâna trecută în comisie. Pentru că am lipsit, vă rog să luați concluziile mele. Am observat în nota Direcției de Legislație că s-au invocat niște excepții a lipsei mele de interes, a tardivității și s-a spus că este și nefondată. Eu cred că și dumneavoastră ați ajuns la concluzia majoritatea în comisie că ar fi tardivă. Eu cred că dintre cele 2 excepții, a lipsei interesului și a tardivității, prima care se impune a fi discutată este excepția lipsei interesului, pentru că ea este legată de calitate. S-a spus și că nu am calitate,
pentru că în astfel de proceduri, de fapt, cei vizați de cerere nu sunt ascultați și n-au calitate. Eu doresc să vă reamintesc că este o situație specială, așa cum s-a văzut și în cazul colegei Baltar, cu ocazia cererii formate de doamna judecător Alina Niță. De ce? Pentru că atunci când o cerere a unui judecător de apărarea reputației, de apărarea independenței, este formulată împotriva altui judecător sau procuror, hotărârea secției vizează cariera doi magistrați. Cariera magistratului care formulează plângerea și cariera magistratului împotriva căruia se formulează plângerea. Acesta este motivul pentru care doamna judecător, în bună dreptate, cum s-a decis atunci în majoritate, și-a și angajat avocat, și-a solicitat să fie apărată în procedura în fața secției, pentru că viza cariera dânsei, reputația profesională a dânsei. S-a spus atunci și s-a acceptat de către plen, într-o largă majoritate, că da, nu este o hotărâre oarecare, nu putem să spunem că nu produce niciun efect, produce un efect asupra imaginii magistratului, adică este legat de activitatea lui profesională, reputație profesională, ceea ce înseamnă carieră, dacă ne uităm la legile noastre privind justiția. Așadar, fiind vorba și de cariera mea, această hotărâre trebuia să-mi fie comunicată, așa cum spune legea 317 din 2004, privind Consiliul Superior al Magistraturii. Nu mi-a fost comunicată, am cerut să-mi fie comunicată și raportat la data comunicării, sunt în termen să formulez plângerea. Așadar, am calitate și interes, pentru că hotărârea vizează și cariera mea, iar termenul de formulare curge de la comunicare și sunt în termen. Pe fond, s-a spus că aș fi spus doar faptul că eu nu am fost audiată nici de inspecție, nici de secție, așa cum au fost în alte situații, pentru că, de exemplu, în cazul colegei Baltar, inspecția judiciară a chemat-o, audiat-o și a reținut în concluziile raportului exact apărările dânse. Pe mine nu doar că nu m-au chemat, eu n-am cunoscut faptul că s-a format o astfel de cerere de doamna judecător, nu am cunoscut faptul că e pe rolul inspecției trimisă de doamna judecător Lia Savonea, președinte, la acel moment și, fără să-mi spună mie, în timp ce solicitarea mea de apărare a reputației doamnei judecător, dar și de cercetarea condițiilor în care acceptat poziția de ministru al justiției, nu a fost trimisă de doamna judecător Savonea. Poate că ar trebui să se gândească dacă e cazul să voteze cu privire la plângerea mea. Eu, iată, n-am știut. A fost o procedură total secretă față de mine, iar cu totul și cu totul neobișnuit, pentru că am verificat, acel raport al inspecției a fost făcut într-o săptămână lucrătoare. Practic 5 zile lucrătoare. Cred că s-a trimis într-o zi de vineri cererea de către doamna președinte, cererea doamnei judecător Gârbovan, deși înregistrată după cererea mea blocată în CSM, într-o săptămână raportul a fost gata și a venit în CSM. Eu am solicitat să retrimiteți și acel raport, tocmai ca să se respecte legea și să se aibă în vedere și solicitarea mea. Nu s-a întâmplat acest lucru. Acesta este motivul, unul dintre motivele pentru care formez plângerea prealabilă și consider că este un motiv de nulitate a hotărârii, faptul că nu mi s-a permis să mă apăr. Nu ține de fondul cererii, așa cum spune Direcția de Legislație. Fondul cererii vizează altceva. Vizează faptul că eu nu am afirmat, eu am întrebat și am întrebat într-un context mai larg și am cerut să se cerceteze, ceea ce nu s-a cercetat. De aceea am și solicitat doamnei președinte să transmită și sesizarea mea dacă este sau nu vorba de o abatere disciplinară în sensul de a se desfășura activitate politică prin acceptarea nominalizării în funcția de ministru al justiției, am un judecător în funcție, mai ales raportat la decizia Curții Constituționale, care spune clar că un judecător nu poate să fie ministru. Așadar, în foarte pe scurt, am calitatea de judecător și hotărârea vizează cariera mea, deci trebuia comunicată. Plângerea este formată în termen, hotărârea este nulă pentru că nu mi s-a respectat dreptul la apărare, iar pe fond s-a reținut o stare de fapt cu totul și cu totul greșită. Motiv pentru care vă cer să reanalizați pe fond solicitarea doamnei judecător și să o respingeți. Toate aceste concluzii ale mele le-am înregistrat în această dimineață și le-am trimis și pe mail. Dacă îmi permiteți un aspect, Andreea, tocmai pentru că dorim să, eu doresc să fiu lămurită cu privire la această tardivitate, pentru că tu nu ai participat din motive obiective la lucrările ședinței de comisie,
Aș vrea doar să te întreb și dacă vrei să mă lămurești cu privire la conținutul textului art 7 aliniatul 3 din legea 554, care spune că plângerea prealabilă în cazul faptelor administrative se introduce în termen de 30 de zile de la momentul în care persoana cătămată a luat cunoștință pe orice cale de conținutul actului. Tu ai invocat faptul că nu ți s-a comunicat hotărârea și că la solicitarea formulată către conducerea Consiliului s-a comunicat această hotărâre la data de 22 aprilie, dacă rețin. Bine. Însă această... Cum s-a făcut adresa? Această formulare din text, pe orice cale. Deci când ai luat tu cunoștință de... Eu am luat la cunoștință în momentul în care mi s-a comunicat. Atunci am luat la cunoștință, am cerut să mi se comunice, știam că s-a dat în 16 ianuarie și în momentul în care mi s-a comunicat, am luat la cunoștință. Pentru că din conținutul materialului care a stat la baza analizei în cadrul comisiei, eu am înțeles și alte împrejurări din care am înțeles că ai fi luat cunoștință la altă dată, anterior comunicării hotărârii. Ordinea de zi era, ordinea de zi scria numărul de hotărâre. Eu nu am luat ca cunoștință de hotărâre decât în momentul în care mi-a fost comunicată. Și vă mai dau un termen juridic. Este vorba de articolul 29 din legea 317, care spune că hotărârile privind cariera magistraților se motivează în 20 de zile și se comunică. Această hotărâre vizează cariera mea și se comunică. Adică mie mi s-a părut de bun simț să se comunice și am așteptat să se comunice. Asta este realitatea și am citit-o în momentul în care doamna președinte mi-a comunicat. Da, dacă îmi dați voie. Colega noastră ridică două probleme. Mai întâi că ordinea excepțiilor avute în vedere la comisie n-a fost tocmai cea corectă, că ar fi trebuit întâi analizată calitatea, interes, respectiv interesul și mai apoi tardivitatea. Nu ne contrazicem, pentru că noi atunci când am discutat în comisie am asumat că are și calitate și interes ca să atace acea hotărâre. Deci ăsta n-a fost obiect de dispută. Discuțiile s-au centrat pe termenul formulării plângerii prealabile și aici aș dori să spun că articolul 7 din legea contenciosului administrativ distinge în alineatul 1 și alineatul 3 după cum actul administrativ este atacat de destinatarul actului, legea zice persoana căreia este destinat și destinatarul este clar judecătorul care a cerut să îi se apere reputația. Și legea mai dă posibilitatea și altor persoane care se simt vătămate de acel act, în speță situația colegei noastre. Distincția este importantă pentru că și termenele curg diferit. Alineatul 1 leagă începutul termenului de momentul comunicării actului și este normal să fie așa, iar alineatul 3, care practic este un alineat deschis, dă posibilitatea oricărei persoane care poate justifica o vătămare să atace actul, dar evident aici nu se mai pune problema comunicării, ci problema lor e la cunoștință pe orice cale. Ori, doctrina și jurisprudența este clară că în această situație, atunci când se pune problema publicării actului respectiv, în situația noastră publicării pe site-ul Consiliului, acela este un moment obiectiv din care terții vătămați de act, în speța noastră doamna judecător, un moment obiectiv de la care începea să curgă termenul prevăzut de lege. Deci, din perspectiva mea, aspectele care au fost arătate în punctul de vedere întocmit de DLDC și care au fost însușite în unanimitate, adică eu nu mi-amintesc să fi zis cineva că are o altă părere în comisie, sunt corecte. Sunt de acord cu dumneavoastră că și eu am indicat un text general, acela al legii contenciosului. Însă noi avem un text special în legea 317 care vizează hotărârile privind cariera magistraților. Și se spune că acelea se comunică și pot fi atacate de la comunicare sau de la publicare, după caz. Însă pe mine acea hotărâre mă viza, pentru că era formulată cererea împotriva mea. O astfel de hotărâre vizează cariera doi magistrați. Nu este acea situație în care formulez o solicitare împotriva unui ziarist, cum se dă exemplul în
nota de LDC-ului sau unui om politic sau cuiva din afara sistemului judiciar. Știți că noi chiar am discutat când am avut prima situație, a fost un procuror în plen, dacă mai țineți minte, dacă este o situație în care chiar s-ar putea formula astfel de cerere sau a trebuit făcută o altă sesizare la inspecția judiciară pe o abatere disciplinară. Adică dacă se poate formula astfel de sesizare împotriva unui judecător sau unui procuror, adică a cuiva care este chiar parte din sistemul judiciar. Și am spus atunci că este o situație specială. Nu e același lucru cu situația cuiva din afara sistemului judiciar. Și tocmai de aceea sunt de acord pe textul general și mie mi s-a făcut o chestiune de bun simț și la portala la legea contenciosului că eu nu sunt un terț. Dar uitându-mă pe textul special față de nota de LDC-ului și față de concluziile din minută, vă invoc acel text special și pot să înțeleg că în unanimitate ați decis altceva, pentru că v-ați gândit doar la textul general și nu la toate implicațiile. Eu v-am spus astăzi implicațiile pe care le văd eu și care cred că le-am mai dezbătut atunci când am discutat o solicitare împotriva lui Gabi și chiar i-a spus prin avocat că da, o astfel de hotărâre, dacă s-ar admite solicitarea, m-ar leza, păi nu mă poate leza decât profesional, ceea ce ține de carieră, că nu mă lezează pe mine omul Andreea Chiș sau oricine altcineva. Da, excelent. Dacă mi-i îngăduiți, pentru că faceți bine, adică la mine, doamna judecător. Nu era o intenție, Gabi, dar n-am putut să nu dau exemplu precedent. Nu e niciun problemă, doamna judecător. Sunteți liberă să mă dați exemplu de practică, da? Nu e asta o problemă. Vreau să vă spun numai că n-am fost convocată și nici ascultată la inspecția judiciară. Am fost înștiințată și mi s-a trimis cererea printr-o adresă venită de la inspecția judiciară, care a circulat de la registratură, tot Consiliul, așa cum se întâmplă, că asta este parcursul unei hârtii care intră în Consiliu. Deci nu a beneficiat de acea confidențialitate pe care noi o cunoaștem și care e specifică inspecției judiciare. Eu am făcut un punct de vedere, deci din această perspectivă aș vrea să lămurim că nu m-am dus acolo, nu m-a ascultat absolut nimeni, nu m-am văzut cu inspectorul judiciar. Și nu a solicitat un punct de vedere? Tocmai ce am spus, că mi s-a cerut un punct de vedere. Și în al doilea rând, doamna judecător, mă bucur foarte mult că repetați încă o dată astăzi și chiar ați spus-o de vreo două ori, făcând trimitere la mine, că cererea aceea a fost a doamnei judecător Niță, pentru că așa cum erau discuțiile și cum de altfel s-a dat un comunicat de presă care n-a fost rectificat, deși am făcut solicitare în sensul ăsta, nu dumneavoastră sunteți la originea cererii, deși și eu am avut bănuia că ați putea fi, având în vedere că m-ați întrebat același lucru înainte de a se înregistra cererea doamnei Niță la inspecție, cam ce a întrebat doamna Niță în cerere, m-ați întrebat și pe mine. Dar mă bucur foarte mult că nu mai există nicio îndoială și ține să precizați că nu dumneavoastră ați fost la originea sesizării și că e doamna Niță. Am precizat în plen, adică lucrurile astea au fost la originea. Bun, putem trece mai departe? Mulțumesc! Da, punctul 12, ocupare de postul pe o perioadă nedeterminată. Punctul 13, efectele unor hotărâri. Punctul 14, acordarea unui aviz conform privind modificarea statului de funcție personal ale Tribunalului Gorj și Tribunalului Argeș. Punctul 15, rezultatul unor verificări efectuate cu el la apărare de independență puterii judecătorești față de o postare din 12 august 2020 pe pagina de Facebook a unui politician. Punctul 16, pe suplimentare, declanșarea procedurilor privind concursul de numire în funcții de conducere a judecătorilor, a judecătorii tribunale și curtea apel. Și ultimul punct, solicitarea doamnei președinte Bia Sarban, referitor la verificări care ar trebui făcute, referitoare la susținerea doamnei Andreea Chiș și privind soluționarea unei cazuri. Da. Aici, uite că trebuie să ne gândim care ar fi căile de urmat. În mod normal, astfel de cereri se înaintează, astfel de solicitări de chestiuni se înaintează inspecției judiciare, care în urma verificărilor înaintează secției pentru judecători un raport. Vă propun doar să ne gândim dacă nu ar trebui să facem chiar noi, având în vedere că doamna judecător s-a referit și la inspecția judiciară și a afirmat vitos că aceasta constituie una dintre vulnerabilitățile majore la adresa independenței magistraților. Dată fiind această afirmație, mă gândesc că ceea ce
a afirmat doamna judecător pe pagina sa de Facebook și a fost preluat în presă, ar trebui să poată fi analizat chiar în cadrul Consiliului, într-o comisie, sau eventual, dacă considerați, putem să înaintăm la inspecția judiciară. Însă avem această problemă. Până în locul unui inspector, m-ar putea să procedeze vis-a-vis aceste afirmații și ce-ar putea să... Da, sunt de acord că trebuie să ne gândim, să vedem ce putem face. Mărturisesc că și pe mine m-a surprins neplăcut ieșirea colegei noastre, pentru că noi blamăm, sancționăm politicienii atunci când își dau cu părerea cu privire la dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești și nu mi se pare potrivit ca fix un membru al Consiliului să emită judecăți de valoare cu privire la aceste cauze. În discuțiile informale pe care le-am avut anterior, doamna judecător a spus că nu a făcut altceva decât să reia ceea ce am mai spus anterior. Poate că așa este, nu am verificat, însă reluarea în acest moment, când este pe rolul instanțelor cauza în care se pune în discuție legalitatea numirii inspectorului șef al inspecției judiciare, mi se pare cel puțin inoportună. Lăsând la o parte toate celelalte aserțiuni privitoare la consecințele în plan juridic ale constatării de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene a incompatibilității menținerii în funcția inspectorului șef pe calea unei ordonanțe de urgență. Cu atât mai mult mi se pare nepotrivit, cu cât este evident că noi vom fi chemați să dezlegăm aceste excepții care cu certitudine vor fi ridicate de către judecătorii cercetați disciplinar. Și mai ales momentul în care s-a făcut acest comentariu mi se pare total nepotrivit, fiindcă abia s-au formulat concluziile avocatului general. Aceste concluzii este clar că dau pentru noi semnalul viitoarei abordări pe care o va avea curtea, adică probabil curtea va fi apropiată de aceste concluzii. Dar de foarte multe ori în hotărârile curții apar nuanțe care nu se găsesc în punctul de vedere. Lăsăm la o parte că și opinia avocatului general este redactată în termeni, acest sistem este susceptibil să dea naștere unor îndoieli. Un astfel de sistem nu pare să cuprindă garanții de natură să înlăture orice îndoială rezonabilă. Cu alte cuvinte, ce vreau să zic? Momentul nu e bine ales, pentru că încă nu e clar ce va zice curtea, este opinia avocatului general, o opinie grea, dar nu este urmată întocmai întotdeauna de curte. Și faptul că deja au început să ni se invoce excepții care vizează acest aspect, deci noi va trebui să ne pronunțăm asupra lor și mă întreb cum se va pronunța colega noastră câtă vreme deja opinia este cunoscută. Adică sunt câteva aspecte delicate asupra cărora va trebui să medităm. Eu mă bucur să spun și ceva ca să pot să conchis pe marginea tuturor aspectelor. Aș vrea să fac o singură remarcă, în sensul că titlul articolului pe care îl citesc acum, Inspecția Judiciară constituie în continuare una din vulnerabilitățile majore la adresa independenței magistraților, ar fi avut, cred,
o oarece legătură cu recenta cerere pe care noi am avut-o pe rolul Comisiei numărul 1 și am soluționat-o într-un fel, oarecum, pe data de 17 septembrie, o cerere de revocare a inspectorului șef. Și nu mi-amintesc să fie existat niciun fel de discuții sau comentarii la acel moment în cadrul Comisiei. Poate vor exista cu alt prilej, nu știu, dar nu mi-amintesc să fie existat. Și m-aș fi așteptat, dacă doamna judecătoare a ieșit cu această observație publică, poate era bine să o discutăm în interior, în prezența inspectorului șef care a fost alături de noi. Atâta tot. Nu, s-a spus de o cerere de revocare. E o cerere de revocare pe care am formulat-o acum ceva timp, într-un anumit context, și n-aș vrea ca opinia publică și nimeni altcineva să rămână cu idei greșite. Nu am rezolvat nicio fel această cerere de revocare, ci doar am convenit împreună, în plen, fără nicio fel de opoziție, ca împreună să avem o discuție cu domnul inspector șef și să tratăm franc, altfel decât prin replici publice. Nu s-a întâmplat. În care am fost parte. Da? Anterior, lucru care s-a întâmplat. Am convenit cu toții că există anumite dificultăți, să zicem, deficiențe în comunicarea inspecției judiciare, în abordarea unei dintre noi sau a noastră, într-un volum mare de acțiuni anulate sau respinse, ca atare consfințite de justiție. În acest context a fost cererea făcută, ea s-a dovedit a fi un instrument excepțional, eficace, în a reclădi comunicările interinstituționale, pentru că până atunci nu erau de către replici publice. Prin urmare, Comisia numărul 1 nu s-a rezolvat acea cerere de revocare, ci s-a rezolvat, punându-se un nou început, unei relații de comunicare, de colaborare și de identificare și reglare a deficiențelor în cadrul ambelor instituții, pentru că o abordare anterioară trebuie să recunoaștem, am recunoscut cu toții, eu, dumneavoastră, domnul inspector șef, nu face bine nimănui, cu atât mai puțin colegilor judecători a cărora independență o apără. Aceasta a fost discuția, a fost discutarea în realitate a rapoartelor de audit care urmează să fie puse pe plen. Cererea aceea de revocare este caducă față de discuțiile pe care le-am avut cu inspector șef, aspect cu privire la care am convenit în mod egal, e adevărat, cum spuneți, cu toții. Eu n-am fost prezentă. Vă reamintesc că am și zis, apropo de minuta comisiei de săptămâna trecută, că n-am fost. De-aia am pus acum concluzii pe tardivitate. Că a fost și comisia de judecători și comisia... Știu că n-am fost, că ai lăsat mandat unui coleg, iar eu nu am pus în discuție ce spunea Bogdan pe bună dreptate, ci faptul că, deși acolo am avut o discuție, am conchis într-un fel, acum colega noastră apare public cu această mențiune. Eu îi mulțumesc ei că îmi dă ocazia și dă ocazia secției să discutăm această problemă, pentru că o consider într-adevăr importantă și indiferent de ce a scos din text ziaristul ca să dea titlul articolului, din perspectiva mea, cea mai importantă propoziție este nevoie clară de o reformare a inspecției, lucru care presupune în mod necesar o modificare legislativă. Și în acest context, în virtutea dreptului meu la liberă exprimare ca membru CSM, membru al unui organism care avizează legile justiției și pot să mă exprim inclusiv critic cu privire la texte de lege, acest lucru l-am făcut. Inspecția este o vulnerabilitate pentru felul în care ea este reglementată în lege. N-am spus-o acum, am spus-o de foarte multe ori. Pentru că este subordonată în totalitate inspectorului șef, așa cum este concepută în legea 317, modificată în 2018 de legiuitor. Am criticat constant acest lucru. Știți foarte bine că într-o majoritate în acest Consiliu am modificat regulamentul inspecției înaintea acestei modificări legislative, tocmai pentru a scoate organizarea concursului pentru funcția de inspector complet de sub umbrela inspectorului șef și a implicat INM-ul. Știți bine că am modificat regulamentul, s-a atacat în instanță. Ei, legiuitorul, în loc să aibă în vedere ce a spus atunci majoritatea din CSM, sesizând vulnerabilitatea și atunci a regulamentului atunci, la ora actuală, la ora aceea, nu a legii,
am spus, e o vulnerabilitate acest lucru să subordonez inspecția inspectorului șef, pentru că este mâna lui, vă rog să mă lăsați să termin. Pentru că eu am o chestiune prealabilă, noi dezbatem fondul, ne pregătim pe fond atunci, sau dezbatem dacă vom avea o lucrare... Eu cred că nu este prima oară când doamna judecător mă întrerupe. Este, dânsa a pus, a pus în discuție o chestiune și eu cred că și toată lumea a spus câte ceva și s-a și spus, mi-am rezervat dreptul să spun la final. Deci, iată, este o vulnerabilitate, inspecția a fost o vulnerabilitate pe care am încercat să o corectăm prin regulament, legiuitorul nu ne-a ascultat atunci, dimpotrivă a preluat în lege ceea ce era în vechiul regulament și în continuare acest lucru este o problemă. Regulamentul de organizare și funcționare a inspecției judiciare a fost adoptat de inspectorul șef atunci când era interimar în baza ordonanței. Chiar am verificat acum, văzând că pune problema colega mea, în 2018 s-a adoptat regulamentul în urma modificării legii 317 de către Parlament. Noi am organizat concursul în 2019. Așadar, chiar cred, ăsta este esențialul la ceea ce am spus, că este nevoie de o modificare legislativă. Și o să și spun în ce sens consider eu că trebuie făcută o modificare legislativă în ceea ce privește inspecția, pentru că în acest moment și nu contează persoana cui este inspectorul șef. Problema este că așa cum este legea, este o vulnerabilitate, așa cum este ea reglementată. Am spus-o constant din 2018. Ce am făcut ieri a fost să reamintesc încă două lucruri. Apropo de numirea interimară a inspectorului șef, că 7 membrii CSM am semnat la acel moment o scrisoare deschisă către Avocatul Poporului solicitând să sesizeze Curtea Constituțională cu neconstituționalitatea acelei ordonanțe prin care s-a numit conducerea interimară a inspecției, n-am făcut decât să reamintesc acest lucru. Cu privire la concursul pentru funcția de inspector șef, n-am făcut decât să reiterez concluziile mele pe care le-am formulat atunci când am pus în discuție validarea acelui concurs. Am fost membru al comisiei de concurs, am dat niște note, mi s-au anulat și am formulat aceste concluzii solicitându-vă să invalidați concursul pentru funcția de inspector șef. Deci, iată, n-am făcut decât să spun niște chestiuni, pe de o parte, factuale, iar pe de altă parte, ce țin de libertatea mea de exprimare, ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care chiar are atribuția să apere independența fiecărui judecător și a sistemului judiciar pe ansamblu și consider, repet, că tot ce am spus acolo este adevărat, pentru că așa cum este reglementată inspecția judiciară, ea este o vulnerabilitate. La modul general, apropo de exprimare la modul general, nu vorbesc despre persoana inspectorului șef, oricine ar fi inspector șef, nu contează cine este la ora actuală, dar oricine ar fi fost în aceste circunstanțe față de cum este reglementarea din legea 317 și cum s-a numit interimar, avem o problemă. Și o susțin în continuare, nu-mi retrag nimic, aveți dreptate, vă lezează, doamna coleg, eu pot să înțeleg, pentru că dumneavoastră ați promovat aceste reforme. Și ați fost de acord cu ele și pot să înțeleg. Și pot să înțeleg la persoană, dumneavoastră, pentru că nu este cadrul, nu despre asta discutăm. Este cadrul. Discutăm despre o ieșire... Nu, discutăm despre o problemă generală a sistemului judiciar. Da, căutăm o procedură în momentul de față. Eu aș dori să spun câteva chestiuni, în principal tehnice. Fiecare dintre noi, în decursul timpului, am avut diverse nemulțumiri în legătură cu modul în care s-a soluționat de către secție sau de către plen o anumită chestiune. Asta nu înseamnă că am dus acele nemulțumiri până dincolo de o anumită limită. Adică ni le-am exprimat, am încercat să găsim soluții, dar finalmente a trebuit să acceptăm votul. Aici vreau să vă reamintesc că inspectorul șef a fost validat de către plenul Consiliului cu o majoritate confortabilă. Deci nu știu de ce repunem acum în discuție această chestiune. Mai departe, regulamentul anterior care a fost adoptat de plenul Consiliului și la care face trimitere colega noastră, vă reamintesc, a fost anulat de către instanța de judecată. Deci, nu știu, acum să susținem că era bun dacă el a fost anulat definitiv, nu mi se pare oportun. Și nu în ultimul rând aș spune că doamna judecător Chiș nu i-a răspuns Seveline Oprina atunci când a citit titlul care se regăsește, deci nu e scos din context, e reproduce pur și simplu ce a zis doamna judecător, și anume că inspecția judiciară constituie în continuare una din vulnerabilitățile majore la adresa independenței magistraților. Deci este
clar ce a afirmat doamna judecător, că am nemulțumiri, că vreau să se modifice reglementarea, asta putem discuta. Pot să spun chiar că e o vulnerabilitate, că un anumit aspect e reglementat așa și nu anumite. Dar ca să spun că e o vulnerabilitate majoră la adresa independenței magistraților, eu, membru CSM, care mă confrunt cu tot felul de acțiuni disciplinare, cereri de apărare a reputației, cereri în materie de deontologie profesională, mi se pare, să zic așa, doar nepotrivit, ca să nu zic mai mult. Cum să spun așa ceva? Da, aș dori și eu foarte pe scurt, numai să spun că înțeleg că e constantă nemulțumirea colegii noastre privitoare la ordonanța de urgență care a reglementat pentru puțin timp instituția Inspecției Judiciare. Mă bucuram dacă ar fi fost la fel de nemulțumită și prin 2003, de fapt, când au apărut structurile de parchet și când, special de parchet, și când și ele au fost reglementate tot prin ordonanță de urgență și n-am auzit atunci niciun strigăt. Nimic, absolut nimic, din potrivă. Mă amintesc că au fost câteva voci, au fost constante. Să nu uităm că toate chestiunile acestea prin ordonanță de urgență au fost aprobate mai târziu prin lege și se găsesc reglementate în lege, astfel că nu mai putem face niciun fel de comentariu. De altfel, tragem nădejdea dacă justiția nu va mai fi reglementată niciodată prin ordonanțe de urgență, dacă ne gândim că a fost un referendum în țara asta și asta a vrut populația noastră, încât sper că pe viitor nu vom avea colega noastră niciun fel de nemulțumire legată de această modalitate de reglementare. Da, eu nu cred că noi ne contrazicem absolut deloc. Eu n-am afirmat niciodată că este bine să se reglementeze niște lucruri ce țin de justiție prin ordonanțe de urgență. Păi de la ordonanța de urgență, doamna judecător, ați pornit discuția, mi-ați făcut corelație cu cauza de la... Deci eu cred că noi nu ne contrazicem și vă mulțumesc că îmi confirmați că nu era cazul prin ordonanță de urgență. Nu, eu nu vă confirm nimic. Vă spun numai că dacă vrem să fim constanți, trebuie să fim constanți pe toate palierele și mi-ar fi bucurat dacă s-ar fi întâmplat asta de la început, din 2002. Da, dar, coleg, eu nu cred că dumneavoastră cunoașteți toată activitatea mea din 2002, pentru că eu n-am fost chiar din 2002 angajată în asociații profesionale, dar din momentul în care am fost angajată ca membru, ca președinte și apoi ca vicepreședinte, am spus tot ce am crezut că nu este în regulă în legătură cu legile privind sistemul judiciar, în opinia mea. Bun, pentru că s-a ajuns aici. Doamna președinte, vreau să fiu cinstit în continuare și, în opinia faptul că este publică și pornind de la discuția promovată de doamna judecător Baltag, că vom spera să mai fim reglementați în ordonanță de urgență. Eu mi-am spus odată și public și eu am votat la acel referendum la care se referă doamna judecător Baltag. Am votat da, pe rațiunea că nu niciodată să conserv anumite modificări și să le sigilez. Și pe rațiunea de a nu se regla aspecte esențiale prin ordonanțe de urgență fără dezbatere. Eu vreau doar să vă spun tuturor și celor care ne privesc că avem o situație în prezent fără ieșire în sistemul judiciar ca urmare a unor decizii ale Curții Constituționale sub aspectul recrutării colegilor judecători, sub aspectul definitivatului, pe examen de capacitate a colegilor judecători stagiari, sub aspectul transferurilor judecătorilor și procurorilor, care trenează din nefericire. Și eu personal, ca să vă mărturisesc cinstit, chiar aștept o reglare cât mai urgentă, dacă nu se poate din partea Parlamentului, prin ordonanțe de urgență. Pentru că sistemul judiciar nu poate rămâne el însuși încremenit într-o situație de acest tip. Avem concursuri neblocate de recrutarea grefierilor, de recrutarea magistraților asistenți, de promovare în anumite situații, de definitivat, de admitere la INM, totul este întremenit în justiție. Și am vrut să fac această mărturisire în fața dumneavoastră, în fața tuturor, pentru că noi reprezintăm o noutate, ci reprezintă poziția mea personală de ceva timp exprimată public. Încă o dată, sistemul nu poate fi întremenit și nu putem, cred eu, să folosim rezultatul referendumului, care a fost în într-adevăr, majoritate contra modificărilor din ordonanță de urgență, exprimat votul fiind în anumite circunstanțe, reamintesc circunstanțele, le știm cu toții, ale exprimării lui,
dar nu putem să rămânem încremeniți. Sistemul judiciar este un serviciu public și trebuie servit cetățeanul în această calitate de un sistem judiciar puternic, iar nu încremenit, iar nu lovit de lipsuri de personal sau cu personal auxiliar insuficient. E un apel pe care totodată îl fac organelor, nu știu, decidente, Parlamentului, Guvernului, astfel de situații nu mai pot rămâne în continuare. Vreau să vă spun că nu mă simt deloc încremenită, dimpotrivă. Fac foarte multe demersuri alături de dumneavoastră și nu împărtășesc ideea unei ordonanțe de urgență, ci a unei proceduri parlamentare accelerate, așa cum știm că se poate. Atunci când statutul nostru a fost afectat, au fost proceduri în 2 săptămâni. Deci, cred că trebuie să respectăm voința poporului și să nu ne apucăm și să incităm să fie date ordonanțe de urgență pe justiție, încălcând astfel expresia voinței poporului. Cred că nu. Ceea ce spune Bogdan aici este că poate că trebuie să distingem între situațiile în care se justifica cu adevărat o urgență și când au fost justificate. Dacă tot vorbim de această ordonanță de urgență, țineți minte că apropo de numirea interimară a unui inspector șef, eu am solicitat atunci în scris să faceți o adresă către inspecția judiciară și să întrebăm colegii care își manifestă voința de a fi numiți interimar la conducerea inspecției judiciare. Deci aveam o procedură, dar nu am apucat să o finalizăm pentru că a venit legiuitorul prin această ordonanță de urgență. Deci la acel moment nu era urgență, pentru că noi eram în CSM în procedura de numire a unui inspector șef interim. Și se poate verifica foarte simplu. Dezbatem pe fond, doamna președinte? Păi, cred că trebuie noi să deliberăm, să decidem ce e scoate. S-au exprimat opiniile. Da, au fost, colega noastră a invocat două variante de lucru. Da, și am dezbaterile s-au dus atât Exact. Păi eu cred că într-o astfel de situație, acum sigur că legea spune să se ducă la inspecție, dar, într-o astfel de situație, vizează chiar inspecția, adică... Da. Dacă și în alte situații am dezbătut direct și chiar s-a dezbătut. Ar putea să spună inspecția că nu sunt vulnerabile textele de lege, probabil că va spune așa, normal că va spune așa, nu văd alte concluzii. Sau că e perfect că s-a numit prin ordonanță de urgență inspectorul șef interimat, că concursul s-a desfășurat în cea mai bună, normal că va răspunde asta, n-am niciun dubiu. Bun, cred că putem să închidem partea publică a ședinței și să deliberăm pe toate chestiunile.